Salutare tuturor, eu sunt Cristinel și bine v-am găsit la partea 8-a din glume vulgare. Dar înainte de a începe acest video, aș aprecia foarte mult dacă ați da un like și v-ați abona și ca un mic reminder, cei care urmăriți aceste clipuri nu sunteți abonați la canal. Vă las un screenshot aici pe ecran. Deci să începem! În prima glumă avem o secvență în care ne arată că un copil este la dentist, iar dintr-o dată totul o ia razna, dar se observă ceva ciudat în secvență. Vă las să o urmăriți mai bine. În a doua glumă putem observa un cadru gol, iar apoi vedem pe o tipă care se ridică dintr-o dată, dar cel mai ciudat lucru este că aceasta apare în cadru, dar fiind într-o parte mai ciudată a celuilalt personaj, iar după reacția tipului, după ce aceasta se ridică, ne putem da seama ce se întâmpla. My lord? Hello? High priest. What's he gonna think if he binds one of the gods like this with me? Lucky god? Hello? În a treia glumă, nu am ce să zic, vă las pe voi să o urmăriți mai bine, fiindcă o să o înțelegeți. A patra glumă este din Toy Story și îl putem observa pe Woody care se duce la o cutie, iar apoi întoarce acea cutie. Iar în cadru putem observa două tipe care sunt alături de o persoană mai în vârstă, ei bine gluma asta însemnând că cele două erau cu un sugar daddy, să zic așa. Hey, prospector, how about you? And so you two are absolutely identical? You know, I'm sure I could get you a part in Toy Story 3. I'm sorry, but we back? Oh, all right, girls. Lovely talking with you. Yes, anytime you'd like some tips on acting, I'd be glad to chat with you. All right, off you go then. Iar ultima glumă este din The Ren and Stimpy Show, dar nu am ce să zic fiindcă sunt prea multe, serios, gluma asta e prea ciudată. Na, seria The Ren and Stimpy Show este cunoscută pentru glumele vulgare, fiind catalogată o serie pentru adulți. The equipment's in shape. All right, let's get this job done. Ooh. Dar cam atât cu acest video, cu voi a fost Cristinel și noi desigur că ne revedem data viitoare. Știu că a fost un video foarte scurt, dar încerc să lucrez la un video care sper eu să fie mult mai lung și vă las un spoiler aici pe ecran.